Salut! Suntem în dimineața zilei de 17 iulie și suntem în livadă să facem câteva tăieri la arbuștii fructiferi. Astăzi vom tăia arbuștii de ioșta pe care i-am plantat din butași înrădăcinați începând puși la înrădăcinat în luna ianuarie, iar în martie i-am mutat în pământ. Aceștia au fost butași cu lungimea de 10-15 cm pe care i-am tăiat din tufele de anul trecut. Am înrădăcinat și i-am pus în pământ. Din martie până la data prezentă, acești lăstari, acești butași s-au dezvoltat destul de bine, unii având înălțimi de aproape un metru. Este nevoie să le facem o scurtare la partea superioară, o scurtare de lăstar cu 20-30 de centimetri în funcție de vigoarea fiecărui butaș lăstar în parte. Odată ce facem această tăiere, se vor dezvolta puternic lăstarii anticipați, lăstarii care vor porni din trunchiul principal, se vor dezvolta în perioada următoare și în felul acesta vom câștiga un an, deci la anul vom avea un lăstar principal și lăstari anticipați. Chiar dacă principalul va fi mai gros și lăstarii anticipați, așa cum se văd aici, vor intra și ei în fructificare mult mai repede. Așa că este nevoie să scurtăm, pentru că în felul acesta și lemnul se solidifică, se usucă mai bine, mai repede și va intra mai vigoros în iarnă. Totodată, odată cu această lucrare de scurtare, îndepărtăm și frunzele care sunt uscate, afectate de secetă sau de diferite boli. Îi udăm și pe ei în continuare, le asigurăm aportul de minerale, de calciu și de îngrășăminte foliare de care au nevoie pentru o dezvoltare armonioasă. Aveți grijă de plantele voastre și aveți grijă de voi. Multă sănătate, numai bine!